În epistola către Romani, la capitolul 12, cu versetul 6, stă scris: Avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat. Dacă aveți mai mulți copii, atunci deja le-ați observat unicitatea. Este uimitor cum copiii cresc în aceeași casă. Merg la aceeași școală, sunt expuși la același tip de mediu și rămân totuși atât de diferiți. Suntem deseori tentați să ne comparăm copiii. De ce nu poți lua note la fel de bune ca fratele tău? Sau, sora ta învață la pian, așa vei face și tu. Scriptura ne reamintește astăzi că Dumnezeu ne-a creat pe fiecare dintre noi cu aptitudini și daruri diferite. Dacă toți am fi avut parte de aceleași daruri, am fi pierdut foarte mult din frumusețea acestei vieți. Ca părinți, avem nevoie să observăm unicitatea fiecărui copil al nostru. Ce daruri și talente speciale vedem în ei? Cum îi putem încuraja și dota pentru a-și dezvolta la capacitate maximă acele daruri și talente? Nu vă comparați copiii, ci bucurați-vă de acele lucruri care îi deosebesc. De exemplu, dacă vedeți în copilul vostru aptitudini speciale și un interes pentru astronomie, luați-l la bibliotecă și căutați cărți despre planete, stele și programul spațial. Puteți, de asemenea, să cumpărați sau să închiriați dividiuri pe acest subiect, dar asigurați-vă că toate aceste materiale sunt în concordanță cu învățăturile Bibliei. Avem ca părinți o responsabilitate minunată dăruită de Dumnezeu, aceea de a dezvolta darurile fiecărui copil. Ne putem alia cu Dumnezeu după care să privim cum El deschide uși pentru fiecare dintre copiii noștri, Oferindu-le oportunități de a utiliza darurile primite pentru slujirea lor. Gândiți-vă la o tapiserie frumos țesută. Ceea ce o ridică la rangul de capodoperă este acea varietate de culori și fire împletite. Același principiu se aplică și la familiile noastre. Fiecare membru al familiei contribuie cu o trăsătură și un dar diferit. Lăsați acea unicitate să strălucească. Bucurați-vă de trăsăturile diferite ale fiecărui individ, la fel de mult ca de frumusețea întregului atunci când vă bucurați împreună cu întreaga familie. Reflectați asupra darurilor și talentelor oferite de Dumnezeu fiecarea dintre copiii pe care îi aveți. Susțineți-i și căutați modalități de a încuraja să se dezvolte în domeniile lor de interes. Ajută-ne, Doamne, să deschidem ochii și să recunoaștem unicitatea fiecăruia dintre copii. Ajută-ne să-i stimulăm și să își folosească aptitudinile și talentele în slujba Ta.